Sau... Acum se reune la poporul american, frate și prieteni. El a găsit, am găsit la poporul american, în Memphis e treaba asta. Vă rog să vă uitați la această mașină. Tuning-uri de astea ați mai văzut cu siguranță la viața voastră și a dumneavoastră, dar cu televizoare în portiere n-ați văzut, recunoașteți. Deci băia, astea ați mai văzut, când pune frână să învârți spițele, jențile, mă rog. Da. Șeful cocalarilor din Memphis ăsta e. Dar cu televizorașe, da? Cu televizorașe în portieră. Dar nici măcar nu-s pe interior să te uiți tu la ele. La pac, la semafor, te uiți, zice, la, pă, ce vrei, mă, să dau? Da, mă, poate era urpa, cu tăriau. Dă cu spatele băiatul. No, el chiar merge cu mașina. E regele cocalarilor. E regele, n-ai, deci peste Cristiano Ronaldo, peste Neymar, peste Nai. N-ai de sar, uitați. Și el cu muzică. Gia, ho, ia, copii. Uite, cum se, bineînțeles, nu putea să fie decât de, culoata, de culoarea ciocolății când se dădea jos. Păi lor le place cu bling-bling-ul. Uitați-vă puțin. Asta e șmecherie, șmecherie. Da. E un clip, nu se vede de aici, din unghiul în care sunt eu, dacă are și CD la oglindă sus. Nu văd. Nu se vede. Dar oricum, uitați-vă, băiatul. Da. Sunt curios cu ce fel de fete pleacă domnul ăsta din club. Genul de fată. Da, de genul, vrei să arăt un film la mine mașină? El e chiar pe bune, zice asta. Da, dar stai afară, că ninge. Stai și te dai 3 metri în spate ca să exterior. Vezi exact, că e filmul stereo. Da. Deci da, asta e șmecherea. Băi, nu râdeți că și Aniță Mutu și-a pus de-astea. Da. Și-a pus genți de-astea. Da, când puneai frână s-a mai învârteau, dar e modest. Spinere, bă, băiatule, acum vreo 4-5 ani. Uite și xenoane și xilofon. Dar uite pe dedesubt ce e cu stroboscoape. E disco 80. Să vezi gropile pe unde. Șeful la cocalari. Bănuiesc că lui nu-i aduce Moș Crăciun nimic. Păi, s-a luat singur. Ce mai avem? L-am văzut de 1000 de